Salutare, prieteni! Ia uitați, suntem cu lemnele, cu curtea. Haideți să vă arăt un lemn frumos. Un lemn, așa a zis bunica Ileana, dar ea este o floare, un copac cu flori. Este, ia uitați ce frumos este. Vai, ce frumos e. E superb. De când am făcut casa, de când am făcut aici eu și bunicul tău. Vezi ce aveam aici. Da. Ia uitați ce fain seamănă așa. E superb. Da. E superb, superb. Este. Tăiai iarba. Mai ai unul în față. Mai am unul. Uite, am tăiat iarba, prieteni. Și mama ta e o parte acolo. În... Aha, dădui să tai și ea partea aia, că restul, tot ce e tăiat e de mine tăiat. Da? Da. Am tăiat să fie frumos. Uite, gutuiul ăștia nu i-am tăiat. Am tăiat numai de jos și la asta n-am tăiat. Gutui? Da, gutui. Vezi? Da. Ia, ia, ia. Cea mai frumoasă. Hai. Livada noastră. Da, ce mai frumoasă floricică. Uite. Mai frumos ăla. E mai înflorit. Ăla? Nu, e mai mare, nu că e mai înflorit. Hmm? E mai mare, nu că e mai înflorit. Da. Da. Încă ai niște varze de post și zisai să vin să te ajut și eu pe aici. Da. Da. Să văd ce faci. Vezi? Că nu e înflorit ăsta de tot cum treabă. E dacă eu spun că nu e înflorit. Am zis la lume că a început vara, gata, a început sezonul tău de treabă. Da, păi sezonul meu. Cu grădina, cu pomii. Da. Tăie da. Trandafirii, prieteni, tăie pomii. Da. Iarba. Vezi că le trebuia, ăștia nu le-am tăiat deloc. Mm. Și le trebuia moațele ăștia toate tăiate. E, uite să te muște albinele, nu vezi că sunt multe albine aici? Păi da, ia mere de la ele, uite. Uite ce frumoase sunt. Din floricelele alea galbene. Da. Mhm. Du-te pe partea aia și frumează așa. Ia uitați, prieteni. Florile ei sunt viața ei. Da. Mai ai un aros, dar nu e plin, uite acolo. Ia uitați cum a tăiat pomii. E persică. Mm. E persică aia. Da, e persică. Am înțeles. Hai, da, să arăt. Avem cireș. Să vă arăt cum a scos crecile. Uite, o să-i iau, o să-i cireșul pusei colo din rund. Să vă arăt cum scoasă crecile și le pachetă. Hmm? După aceea să le arătăm la prieteni cum pachetezi tu lemnele, să le bagi la cuptor. Lasă. Când vine Paștele să frigem carnea. Da, când o fi gata. Da. Să face mama ta și ea, îi lăsai și ei partea asta. Să facă și ea că aici am făcut. Să nu mai zică lumea că nu a ajuns, că face doar ea singură. Eu am făcut singură și nu mai muri. Nu sunt slugă la nimeni. Fac la mine acasă. Fac. Da, așa a zis și, și lumea. Și Luca face la ea acasă. Așa a zis și lumea. Mama da. Face la ea acasă. Da. Uite cum o taie ea. Ea nu taie la mine cum vreau eu. Da. Ia uitați, prieteni. Să știi că seamănă foarte frumos curtea. Mă bucur că am terminat de curățat, de făcut. A, mai avem încă, nu e gata să dau pe pom cu vară. Am spus că dau astăzi, uite, nu dădui. Uite, banca aia trebuie vopsită, făcută. Știi da, ce s-o fain punem la poartă. Da, da s-o punem că fac la... oamenii, fac uite asfaltul. Cum am făcut pomii și s-au înflorit, vezi? Da. Ai, tu i-ai tăiat? Cine i-a tăiat? Omul ăla le-a făcut. A, păi înseamnă că are mână bună. Are mână bună, dar l-am învățat eu că e... Da. Da. Uite, eu i-am tăiat jos ca să se tinerească. Am tăiat ce a fost bătrân și am lăsat aia, lăsare tinerii. Acum nu face pom, fructe. Oh. Face la anul. Oh, la anul. Luca, ia bâtele care au rămas de la pom. Și eu voiam să mănânc prune. Mă voiam să mănânc prune anul ăsta. Da. Ești tare obosită. Sunt. Mm. Da, dar știi ce făcui? Vino să vezi. Hai să arătăm la doamnele care te urmăresc, în special doamnele, ele sunt da. Și ele cu florile, cu grădina. Da, da. Acum să încep să pun ceapă, să pun... Nu am făcut în totalitate curat, dar am făcut ce... Salut! Ba da, da, sunt cu bunica Ileana, vin imediat și la tine, te postez pe canalul meu. Da. Uite, n-am făcut eu, trebuie să facem aici, mare.
sunt aici cu camera, vin și la tine, iubita mea, imediat. Da. Dimineața. Uite, am făcut o boltă mică. Aoleu, ce a făcut bunica Elena, numai invenții face. Ui, vezi? Da. Am făcut-o așa micuță până crește via. Ai luat-o de acolo și ai pus-o aici? Nu e aia, aia am pus-o dincolo la cuptor. Păi și asta? Asta e de modus. A, strugurii aia care mânca bunicul din ei albi. Da, ale negri. Și am făcut-o așa micuță. Eu zis-o e albi, a zis-o negri. Tomiță nu știe că nu e acasă, e plecat. Uite-l! A? În bucătărie. Da, dar e cu niște oameni. Am făcut-o așa micuță aici până crește și când o crește o să fac boltă frumoasă mare. E cu niște oameni de departe. Și acum uite la trandafirii ăștia, vezi tu aici la trandafirii ăștia, am peisal din ăla, că sunt din aia îngățători. Și fac aici frumos pe rotundă așa. Uite ăia, sunt doi, da. Da, doi sunt. Unul acolo și unul acolo. Ele frumos, le fac frumos aici. Mai avem ceapă? Unde ai pus tu cu domnul papi acolo? Nu mai ieși, nu mai ieși. La covare nu v-am făcut vlog. Nu, și noi cum putem. Ia. Mm-hmm. Da. Ne-a ajutat am și înțeles. Am ajutat-o la cu urmare. De spălat restul. Deci arată super bine curtea. Da. Mm-hmm. Da, apă, când o fi terminat. Și ce ar trebui să facem, să dăm cu erbicid pe aici? A, babă. A, mă doare mâine. Să vărsăm ciment, să facem din alea frumoase, să nu mai fie iarbă. Pă, facem o miniță. Mi-aș dori. Da, știi că ne trebuie să facem ciment pletat din ăla? Un miliard. Am venit oameni, am măsurat. Cred că mai mult. Și ca să băgăm noi pe aici ce ne trebuie, un miliard. Da. Da. Ar uite trebui. Ce frumos a făcut ăsta, mor de dragul. Să nu te mai muncești atâta, babă. Vezi ce frumos a făcut ăsta. Da. Uite, foarte trebuie mărăcinii tăiați, el le-a lăsat mărăcini. Foarte frumos. Da. Și pomul ăla vreau să-l tai eu. Să-l fac așa pe rotund frumos și eu la acela. Am, am unul în McDonald's de ăsta. Dar la ala nu intră apă, nu intră nimic și crește singur, așa de atâția ani de când este păi acolo. Păi așa s-a obișnuit. Îi băgam apă când stăteam acolo în McDonald's, dar acum fără apă stă. Da. Bunico, uit, bunico, vreau să te întreb și eu ceva pe vlogul tău. Știi că a zis bunica Zâna că nu mai e bunicul Conea și trebuie să vorbești tu, bunica Zâna, bunicul Melo. Că ai văzut că m-am dus eu și bunica Mândra la bunicuța Zâna ieri și am vorbit acest subiect, am și postat vlogul, a filmat și fiul tău și de subiectul legat cu Olga originala, știi, care s-a certat Mândra cu Tomiță. Ba. Tu n-ai intervenit până acum în situația lor, da, n-ai zis nimic. Dar o să intervin. O să uite, se ceartă de o săptămână, acest subiect de anul trecut. Se ceartă tocmai acum. Aoleu, nu vreau să cal pe cârtiță. Nu cal tu unde sunt. Aoleu, a venit prin iarba, ai venit cu mine. E pe aici, uite. Uite aici, mai mi-a făcut cârtiță. Și de asta a zis lumea să vorbești și tu. Uite, cârtițele a făcut iar. Că e mândă, a fost foarte nervoasă. Ai văzut vlogul? Da. Uite ce a făcut cârtița din nou. Tu crezi în aceste vorbe? Eu știu ce a făcut el cu Olga original. Păi uite, vorbește lumea urât. Uite pomișorul meu. L-a blestemat lumea. Nu. Da. Așa se laudă Olga originală. Se laudă ea, dar n-a făcut Tomiță așa ceva cu ea. Deci nu-l crezi în stare. Cu aia se duce Tomiță, copilul meu, cu aia. Cu nebuna aia. Glumim, prieten, glumim. Nu merge Tomiță cu ea. Stați liniștiți, glumim. Și bunica Zâna a glumit cu Olga originală. Nu, cu Olga, nicio tangență. Olga știe că glumim, că face vloguri, că vorbim, da. Da, și să-i facă ceartă în casă. Așa, așa glumește Olga cu bunica Mândra. Ia uite, Luminița. Dacă nu glumea, nu mai râdea. Uite, Luminița. Nu e așa, bunico? Da. Și uite, trebuia să iau mărăcinile alea. Uite, nu l-am văzut până acum. Trebuie să le iau. Deci, prieten, dacă nu glumea, nu mai râdea bunica uite, Mândra ieri. Uite, a ieșit la lele, le-a ieșit tot aici, bujorii. Mamă, uite, dă-i prunea de la asta. Dă-i pruni, uite. Bunica Zâna s-a supărat. De ce? Auzi, toată lumea merge la ea. Ce e judecătoria? S-a rămas ea în locul modă. Da. Toată lumea merge pe capul ei, auzi. Ei. Ce să facă ea, auzi? Vorbele astea. Cum ia să vorbele astea? Caprinele aia. Auzi, tu nu zici nimic aici în casă. Ce să zic? Păi, de acest subiect? Lasă, că nu face Tomiță prostii.
se ceartă, nu rata cu el. Și zambiluțele, uite-te și tu. Vezi? Dar Mândra a luat-o în serios. Uite cum este zambiluța. A luat-o în serios, da. Mândra. Uite, am scos via unde era acolo la casă. Prieteni, eu nu mai, vedeți că bunica Elena nu interesează acest subiect. Aici, uite ce zambiluță. Pe ea o interesează florile. Nu știu dacă este bine să iau flori de aici, să duc la mână. Nu se bagă ea în acest subiect. Nu se bagă în cearta copiilor. Păi, țigan sunt. Nu se bagă ea în cearta copiilor. Deci nu te bași, ca să nu mai insist cu aceste întrebări. Nu mai da? Insista, că uite, am tăiat, uite cum arată acum. Vezi? Da. Am scos tot din casă, tot din rotund. Mai am, uite, piersica aia, mi-a părut rău. Și aia sunt niște prunii rotunși. Gata, încheiem aici. Deci spune-le la prieteni că salutare, nu te interesează acest subiect, ca să nu mai ne lasă comentarii. Să fii sănătoși. La revedere. Urmăriți-mi. Prieteni, să nu mai lăsați comentarii, că bunica Elena nici nu vrea să audă de acest subiect, pentru că nu este un subiect adevărat. Nu face copilul meu. Vă pupăm și vă iubim. Dragi prieteni, să aveți o zi minunată și nu mai ascultați lumarea. Ai văzut? Ai văzut că mai am un pomcol. Nu mai ascultați vorbele rele, prieteni. Da. Nu știu, a luat-o pe stradă. Vă pupăm, prieteni, să aveți o zi minunată. S-a dus la magazin, nu știu. Nu mai ascultați de lume, prieteni. Vă pupăm și vă iubim. Salutare, prieteni.